Sala albastră a Universității din Craiova a găzduit astăzi lansarea cărții Corneliu Andrei Stroe, Legenda unei legende, Craiova Maxima, scrisă de publicistul Ion Jianu. Evenimentul a strâns oameni de vază ai sportului și vieții publice, prieteni, reprezentanței Craiovei Maxima, colegii fostului mare conducător de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Craiova, fiind unul dintre fondatorii acesteia, studenți și chiar juniori a echipei de fotbal CS Universitatea Craiova. Trăiesc o nouă poveste și atunci când am consemnat în carte opiniile unor apropiați, eu nu pot să spun că am scris o carte asta. Cartea s-a scris de la sine prin mărturiile celor care l-au cunoscut îndeaproape. Sigur că am adresat multor oameni rugămintea să-mi trimită opinii, să stau de vorbă. Din anumite motive de timp n-am reușit, poate la o ediție a doua dacă va fi necesară. Craiova a fost la un moment dat în România capitala fotbalului românesc, anii 80, apoi în anii 90 capitala teatrului românesc. Capitala fotbalului românesc îi se datorează echipei Maxima, Craiova Maxima, cum a fost supranumită de poetul Adrian Păunescu. Și cum toți știm și am înțeles și astăzi din cele ce s-au auzit, creatorul este, părintele este considerat profesorul Corneliu Andrei Stroe. Au fost multe discursuri și amintiri trecute în revistă de reprezentanții de seama învățământului superior, care au vorbit cu mult patos despre Corneliu Andrei Stroe și despre meritul pe care îl are Ion Jianu, acela de a-l readuce pe părintele spiritual al Craiovei Maxima în memoria tuturor iubitorilor de fotbal craiovean. Pe bună dreptate, dânsul este considerat părintele spiritual al Craiovei Maxima. De fapt, dânsul este părintele spiritual al câtova generații înainte de Craiova Maxima și după Craiova Maxima. Îi mulțumim domnului Jianu că a avut inspirația să scrie o carte pe care am citit-o cu plăcere pe nărățuflate și vă recomand și dumneavoastră. În acea carte apar foarte multe, foarte multe din momentele deosebite ale clubului nostru, Universitatea Craiova, care au avut șansa să aibă un conducător excepțional în persoana domnului Corneliu Andrei Stroe. Un mesaj special a transmis și soția lui Corneliu Andrei Stroe, Marilena, care le-a mulțumit tuturor pentru prezență, pentru cuvintele răscolitoare și pentru atașamentul arătat față de fostul mare președinte al Universității Craiova. Vreau să mulțumesc din suflet domnului Jianu, scriitor și ziarist, care a făcut posibilă astăzi această întrunire. Cartea dânsului pentru mine a fost și rămâne o amintire deosebită, fiind scrisă cu mult suflet și, cum am mai spus, este vie pentru mine în mod special. Corneliu Andrei Stroe s-a stins din viață anul trecut, pe 1 aprilie, la vârsta de 70 de ani.